Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, economia României gâfâie. Ultimele date arată că investițiile străine în țara noastră au scăzut cu aproape o treime anul acesta în comparație cu anul trecut, adică de la 7,4 miliarde de euro la 5 miliarde de euro. De asemenea, producția industrială a scăzut semnificativ cu 5,7%, adică mai mult decât scăderea medie din Uniunea Europeană, care e de 4,4%. În fine, colac peste pupăză, datoria externă administrației publice din România a crescut dramatic, de la 57,8 miliarde de euro în primele 8 luni de anul trecut, la 71 de miliarde de euro în primele 8 luni din acest an, adică o creștere de aproape 23%. Deci 13 miliarde de euro luate împrumut de statul român în mai puțin de un an. Și toți acești bani, evident, vor trebui dați înapoi, iar ratele cresc, normal. Datele pentru primele 8 luni ale execuției bugetare arată că țara noastră a cheltuit 1,2% din produsul intern brut doar pentru a plăti dobânzi. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun. Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, tabloul cam ăsta e acum. Scad investițiile, scade producția, crește datoria statului. Ce anunță aceste evoluții și ce determină situația asta? Foarte bună sinteza pe care ați făcut-o și vă felicit. Arată, de fapt, consecința unui model pe care noi îl aplicăm undeva din 2017 încoace, de când Uniunea Europeană ne atrage atenția prin tot felul de rapoarte asupra macrostabilității că nu e bine ceea ce facem și că o să ajungem în situația descrisă de dumneavoastră. Asta ar fi o idee. O a doua idee pe care vreau să o spun este că guvernul a ajuns într-o situație fără soluții în momentul de față, iar taxarea în plus, mai ales a companiilor mari care duc greu investițiilor, inclusiv a investițiilor străine, care duc greu producției industriale, care scade și nu scade doar de anul ăsta, scade undeva de la începutul anului trecut, deci era evident pentru guvern că lucrurile nu merg într-o direcție bună încă de anul trecut. Deci în acest context să vii cu soluția creșteri de taxe, suprataxe, taxe pe cifră de afaceri, mie mi se pare foarte rudimentară. Adică noi suntem acum într-un moment în care avem tot felul de date, avem tehnologie, putem să luăm deciziile acestea la nivel guvernamental foarte bine informați și foarte bine documentați, cu studii de impact și așa mai departe. Ei bine, nu le facem. Acționăm rudimentar. E ca și cum, de exemplu, un bolnav acum, săracul, vlăguit și tu te duci și decizi, mai luați-i 3 litri de sânge. Cam așa face guvernul în momentul acesta. Care este efectul, creșterii acum taxelor asupra economiei reale în condițiile în care deja scad investițiile și scade producția? Acum ajung la acel efect. Deci tot ce a spus dumneavoastră în acel tablou se traduce într-un singur cuvânt cheie, inflație. Pentru că se vede clar că oferta în România se deteriorează, oferta de bunuri și servicii, chiar de bunuri și servicii de bază, cele care se regăsesc consistent în coșul de consum al românului, ori tu o să ratezi sistematic această luptă cu inflația. Bun, dar BNR tocmai a anunțat că inflația a scăzut sub 9%, nu? Așa era o știre de zilele astea. Da, îmi place mie cum se fac aceste anunțuri. Dragi români, inflația nu a scăzut, inflația este acolo, doar că prețurile anul acesta nu mai cresc atât de mult, atât de accelerat ca anul trecut. Anul trecut am avut o creștere de 17%, sigur, pe medie cea comunicată de INS, pentru că, de exemplu, la nivel de pensionari, această creștere se simte diferit, nu e 17%, e mai mare. Deci ideea este că avem în continuare creșteri de prețuri, doar că anul acesta n-au crescut cu 17%, ci peste acea creștere de 17%, anul acesta am mai adăugat încă vreo 7% până acum. Probabil că pe final de an ajungem către 10%. Păi, dragi români, 17 cu 10% în 2 ani, o treime din puterea de cumpărare a veniturilor românilor s-a dus pe apa sâmbetei. Pentru că, repet, modelul pe care noi îl aplicăm României este un model complet anapoda. Stimulăm consumul pe datorie publică. Cea mai mare parte a acelei datorii publice pe care dumneavoastră ați arătat că a crescut cu 20 și ceva la sută se duce pe pensii, salarii, asistență socială. În niciun caz nu merge în economia reală pentru a genera
posibile activități suplimentare. Ori noi asta trebuie să înțelegem. Nu trebuie să suprataxăm economia reală, ci poate ar trebui să căutăm să vină alții la noi, să se întâmple lucruri mai repede decât se întâmplă. Stăm și o lălăim cu gazele alea de la Marea Neagră de parcă ne ard la mână. Noi trebuia deja să-i dăm drumul cu resursa respectivă și mai câștigam puțin din PIB din ăla sănătos, nu din PIB din ăsta umflat cu pompa pe deficit și datorie. Și ne mândrim cu el că pe cap de vită furajată am depășit Trinidad Tobago și nu știu ce alte țări bananiere. Bun, acum ați spus la un moment dat că situația arată că guvernul nu are soluții. Eu știu că există în economie întotdeauna niște soluții, numai că nu toate sunt plăcute. Care ar fi ieșirea din scăderea asta? Nu mai are soluțiile corecte. Are tot mai mult, cu fiecare zi ce trece, guvernul are tot mai mult soluțiile incorrecte, care la un moment dat, incorrecte și, cum să spun eu, supărătoare pentru fiecare dintre noi. Sigur că la un moment dat o să ajungem la creșterea de TVA. Este inevitabilă treaba asta. O să ajungem să tăiem cu barda, inclusiv în sectorul public, pentru că trebuie să salvăm cheltuieli și o să vedem la un moment dat niște lucruri luate așa fără cap-coadă, niște decizii luate fără cap-coadă, la disperare, efectiv la disperare. Ceea ce deja se vede. Eu din ce văd din toată țopăiala asta fiscală, numai luciditate nu-mi exprimă ea. Îmi exprimă disperarea de care vorbim. Cum ne putem? Există vreo cale prin care noi, cetățenii obișnuiți, să ne putem proteja față de această... Da, trebuie să facem ce trebuie să facă și guvernul. Adică să nu cheltuim mai mult decât avem. Să nu intrăm în credite, să nu intrăm în rate, iar cele pe care le avem, cu siguranță trebuie să le gestionăm foarte bine, pentru că cu această inflație care ne-a mâncat o treime din puterea de cumpărare, e foarte greu să mai găsești în loc acelor costuri fixe, cum este rata la o bancă sau cum este întreținerea la bloc pe perioada iernii. Deci noi trebuie să fim foarte cumpătați, poate chiar să strângem cureaua mult mai mult decât o fac în momentul de față guvernanții și toți cei mufați la acest buget pe deficit și datorie. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.